Vă salut și bine ați venit pe canalul meu pe Micola în Albant. Am vorbit în filmul de aici despre cum să alegem vânătă. Acum haideți să vorbim despre ardeiul capia și gogoșar. Și aici avem multe uh, probleme dacă nu știm să alegem aceste produse atunci când vrem să facem conserve, să coacem, să punem la borcane sau pur și simplu zarzavat. Dacă la vânătă aveam probleme cu miezul, maturitatea biologică și fiziologică amari, iute, cum să o alegem, elastică, lucioasă și așa mai departe, aici avem alte elemente. Dacă vrem să facem o treabă bună pentru toamnă, trebuie să știm cum arată un ardei capia sau chiar gras sau gogoșar pentru a da lovitura, adică să facem o treabă bună sau dacă nu știm, ajungem acasă, pierdem ziua că am umblat în piață, pierdem banii și mai pierdem încă o zi atunci când îl preparăm și rămânem și fără produs pentru iarnă. Încă de la distanță, până să vă apropiați de produsul respectiv, trebuie să vedeți că marfa, produsul respectiv ardeiul, capea sau gogoșar, nu are o culoare mată, adică nu este vechi. După ce ne-am apropiat, putem să verificăm cu privirea, fără să punem mâna pe el neapărat să se supere vânzătorul, dacă Ardeiul respectiv sau gogoșarul este, are o culoare uniformă, adică nu intervin mici pete gălbui pe suprafața produsului respectiv. Acele pete mici gălbui pe care o să vă le arăt imediat mai de aproape cu camera, sunt de fapt atacul ciupercei mană. Mana se manifestă prima dată pe frunze și după ce a trecut un timp în care Planta nu este tratată, trece la atac mai departe la fructe, adică la ardei gogoșar. Pe frunză se manifestă cu niște pete mici e, galbene de 2-3 mm, care se măresc la 3-4 mm, 5 După care trece atacul la fructe și acolo se manifestă la fel niște pete mici gălbioare 3-4 mm, 5 mm după care în faza următoare se necrozează, se sparge, apare putregaiul. Se moaie toată zona, se extinde până cuprinde jumătate din ardei sau din capea, până se topește tot, să strică tot. Deci dacă ați cumpărat fără să verificați aceste elemente. Până ajungeți acasă, pata e de 2-3 mm, s-a făcut de 5. Dacă nu i-ați pre preparat în ziua aia, atunci imediat și ați lăsat pe a doua zi, a doua zi a dat putregaiul, deja s-a spart acea zonă putredă, uh, face un lichid și de practic este stricat. Produsul începe să miroase, nu mai este bun. Și haideți să vă arăt cum arată acele puncte galbe, acele pete gălbioare care sunt produse deci, de mană, de această ciupercă. Vedeți aici, ăsta este un ardei capia. Ia uitați cum apar aceste pete. Astea sunt deja mari. Eu am fost în piață acum și am căutat special doi ardei capia cu aceste probleme ca să pot să vi le arăt. Așa arată atacul de mană, uitați. Mai am unul aici, că am luat doi ardei, am căutat în grămada omului acolo, să vedem. Uitați, petele mici, da? Aici sunt mai mari, se vor uni aici, dar n -apucă să unească, pentru că se va muia zona asta, se va negri și se vor sparge. Uitați, deci toată suprafața, tot ardeiul ăsta este atacat. Ăsta este un produs compromis. Planta e compromisă toate și toate fructele acelei plante sunt compromise. Și haideți să vă arăt acum la gogoșar. Gogoșarul se manifestă la fel. Deci boala la această boală, mana, se manifestă la fel și la gogoșar. Și uitați aici, am găsit cu greu să știți. Deci, din uh, 7-8 producători care am căutat, doar la unul singur am găsit, am găsit aceste probleme. Uitați, aici este un punct de mană, vedeți? Aici. Aici, în zona asta, deja este un atac mai extins. E o zonă mult mai afectată, uitați aici. Asta, acum, în faza asta în care vedeți dumneavoastră, deja este o problemă aici. Când îl punem la copt, deja se va muia aici și va avea un gust deosebit, deci nu tocmai plăcut. Dar dacă amânăm uh, pentru a doua zi, să spunem așa, această pată, aceste pete, vor apare în felul următor. Vor ajunge așa. Vedeți? Deja s-a spart. Putregaiul a intrat și nu mai avem ce face cu acest produs. Ăsta are deja un miros, un miros urât, nu mai putem consuma. O să mai vedeți pe piață aceste produse la prețuri diferite. Să nu vă uitați doar la preț. Un produs bun costă, dar dacă iei 3 kg de capia bun, folosești 3 kg. Dar dacă iei 5-6 kg în aceiași bani, nu folosiți nici o treime din el. Calitatea Alimentelor finale vor fi deficitare, vor fi fără gust, ve veți munci foarte mult la copt și veți arunca foarte mult. Deci trebuie să acordați o atenție deosebită de prima dată să luați produse de calitate. Verificați să nu aibă boli, verificați prospețimea, să nu fie mate, să aibă un luciu de prospețime, pentru că legumele să știți întotdeauna, majoritatea lor se verifică de la, la o de la distanță, adică după luci, rote să aibă luci. Ori la fructe, de exemplu, fructul trebuie să fie luminos, să aibă o lumină, o deschidere. Deci acesta este primul indiciu că produsul este proaspăt și că este bun. După care trecem la faza a doua și verificăm amănunțit cu privirea să nu avem aceste puncte galbioare. Asta am vrut să spun despre ardei și gogoșat. La revedere și succes!